Vedem și clasamentul. Voluntar 27 după această victorie, Craiova 30, Voluntar e singura echipă care a intrat în play-off beneficiind de rotunjire. Dar mai sunt multe etape și totul se joacă. Până la calcule, că o să referim și la clasament, despre meci. Domnul Stoica. Pentru mine este o surpriză mare, pentru că mă așteptam Craiova să-și continue seria bună, mai ales că nu jucau Tamaș și Ionuț Gheorghe, jucători importanți pentru Voluntari. Da. Doar că Voluntari este o echipă care, dacă marchează, e foarte, foarte greu de bătut. Craiova o mai egalase odată în prelungiri, în sezonul regular aici. Terenul ăsta este, cred că, cel mai slab teren la ora actuală din țară. Și chiar mă așteptam la ocazia pe care le-a ratat Voluntar la 1-0, după ce a egalat Craiova, să realizeze remontada, dar uite că n-a fost așa. Domnul Zotau, o impresie despre meci. Mie mi se pare un rezultat echitabil. Voluntariul a arătat ca o echipă care știe să joace pentru puncte, să câștige puncte și să... O echipă foarte pragmatică. Chiar discutam noi la 1-1 că oricine poate să înscrie și chiar mă gândeam la Voluntari, deși Craiova a avut acest început de repriză secundă foarte bun. A pus o presiune foarte mare pentru cei de la Voluntari. Cu un Budescu, cu Haideți bune să și rele. O primă reacție, vorbește chiar antrenorul Craiovei, Reghe Camp. Cum o explicați? Explicații ar fi multe. În primul rând am făcut trei cadouri. Primul gol, autogol. După o minge unde noi o pierdem la mijlocul terenului și Conte face un foul. Golul 2, nu rămânem până la capăt cu omul. Iar golul 3, la fel. Pasă greșită la mijlocul terenului și un gol foarte ușor primit. Este păcat, dar nu numai greșelile personale și faptul că am făcut cadou trei goluri și atitudinea și meciul pe care l-am făcut, mai ales în prima repriză, mult sub așteptările mele, ceea ce am făcut, ceea ce trebuia să facem, agresivitate, să jucăm simplu, dai și pleci, teren mic. Lucruri care le-am pregătit toată săptămâna, dar se întâmplă. A venit acest duș rece, sper eu să trecem peste acest meci slab pe care l-am făcut. Urmează două meciuri dificile pentru noi, cu FCSB și cu CFR, dar în alte condiții. Presupun că v-ați fi așteptat mai mult la cei pe care ați introdus pe teren. La un moment dat, în minutul 57, nu mai aveați nicio schimbare. Schimbat axul central, intră... A trebuit să fac schimbări ofensive pentru că aveam jucători ofensivi pe bancă și cred eu că am avut repriza a doua a fost mult mai bună decât prima. Am avut mult mai multă consistență, am avut mult mai multe ocazii. Trebuia să încercăm să jucăm mai simplu, să nu le dăm posibilitatea să ajungă așa repede la poartă, dar se întâmplă. Ce trebuie să analizăm bine? Să trecem peste acest meci și sper eu ca jucătorii care au făcut astăzi un meci mai slab să se uite la meci încă o dată și să înțeleagă că fiecare meci e important, fiecare meci trebuie tratat serios, fiecare meci este greu în play-off, nu avem cum să venim și să jucăm așa cum am făcut-o în prima repriză. Asta aveam să vă și întreb legat de a trata meciul serios. Credeți că a existat și o relaxare așa la adăpostul acestei serii, că batem tot ce ne este în cale de acum încolo, suntem cei mai în formă? Nu cred, dar... Este un meci dificil când joci împotriva unei echipe care se apără cu tot colectivul și încearcă să joace numai cu minge lungă. Dar ăsta este jocul lor, știam acest lucru, trebuia să fim foarte atenți, trebuia să fim prezenți mai ales pe mingea a doua, să recuperăm mingile cât mai repede și mai departe de poarta noastră, dar în momentul când îți dai autogol, în momentul când faci asemenea cadouri, este greu să revii. La un moment dat reveniți în meci, restabiliți egalitatea, da, faceți acele schimbări... Și cred că foarte mulți se așteptau ca meciul să curgă în favoarea echipei dumneavoastră, ceea ce... Așa este. Egalăm 1-1, o fază fixă, nu stăm până la capăt cu omul, primim 2-1, după care facem un cadou și primim 3-1. Trebuie analizat, trebuie discutat, dar din păcate nivelul jocului nostru în seara aceasta nu s-a ridicat la... ceea ce putem noi să facem. Vă așteptați, sigur, de talent, nu vreau să vă întreb, toată lumea îl știe pe Budescu, dar vă așteptați să prindă o astfel de formă în această seară? El n-a mai avut un astfel de meci de foarte mult timp să joace atât bine, de bine. Bine, eu nu discut despre echipa adversă. Păi, practic, el a influențat toate golurile gazdelor.
Așa este, dar v-am spus la începutul meciului că au calitate ofensivă, au jucători care pot face diferența în anumite momente, dar și noi la rândul nostru suntem foarte bine pregătiți, știau jucătorii noștri ce așteaptă. Din păcate, așa cum am spus mai devreme, e greu când faci asemenea cadouri. Spuneați la interviul de dinaintea meciului că inclusiv locul 1 e un deziderat. În urma acestei infrângeri, credeți că mai putem vorbi de așa ceva? Sau? Nu, ați întrebat, a fost în contextul în care m-ați întrebat dumneavoastră, dar nu v-am spus că noi ne gândim la locul 1. V-am spus că noi luptăm partidă cu partidă și încercăm să câștigăm cât mai multe puncte. Mulțumesc, seară bună! Plăcere! Da, l-am auzit pe Rechecam. Acum stai să te întreb care totuși este fața Craiovei. Dane, vine după 7 meciuri câștigate. Nu, bun, dar și perioada aia de 7 meciuri câștigate vine după o perioadă în care, nu prea avut 7-8 meciuri. Da, în care nu prea a avut echipa cam toată, știi? Arăta bine Craiova. În perioada asta de 7 meciuri, da. Arăta chiar foarte bine. Dar a avut oscilații mari pe parcursul campionatului. Face puține puncte în sezonul regular cu echipele de play-off, care și asta ți arată cumva valoarea echipei. Ne întoarcem, îl ascultăm pe Gustavo. Echipa a câștigat în această seară, lucrurile au mai fost la fel, ba mai mult, iată, prima înfrângere după o serie foarte bună. Cum mai descrie acest meci și prestația voastră? Da, pe cad, că ne-am pierdut azi, am făcut un gol, dar nu m-a ajutat echipa, n-am câștigat. Dar ce mai important este să suntem cu capul sus, acum avem zile liberi, să ne odihnim un puțin. Și după, în săptămână, să începem să gândim la meciul următor. Dar de ce ați pierdut, da? Pe românește? Că văd că ai învățat foarte bine limba noastră. Ați revenit în meci prin golul tău? S-au făcut acele schimbări cu alt jucător mai proaspeți? Poate te așteptai în momentul ăla mai inspirat și n-a fost așa. Da, noi ne-am încercat. Ne-am încercat, ne-am creat ocazii, ne-am tras pe poartă. Dar, nu știu, cu puțin de greșeală care ne-am făcut, ei a profitat de momentul ăsta și a făcut un gol. Pe cad, dar trebuie să ridicăm capul sus, că cu siguranță suntem pozitivi și suntem cu atmosfera încă bună și cu siguranță revenim. Îl întrebam și pe mister ceva mai devreme, dacă în ceea ce vă privește a existat așa o siguranță după acele victorii consecutive, că puteți bate pe oricine și implicit s-a instalat și o relaxare. Nu, relaxare cred că nu s-a văzut, cred că ne-am luptat pe 90 de minute, ne-am luptat la teren, precadă pe greșeală că ne-am făcut, dar se întâmplă. Acum, în săptămână, să ne antrenăm, să nu mai facem greșeală cum asta. Da, cum e să-l vezi pe Budescu jucând așa? De asemenea, tu fiind un jucător talentat și să joci împotriva unuia căruia a ieșit absolut totul în această seară. Da, îmi place cum joacă Budescu. Să vede că are bucuria când joacă, are distracții. Crezi că ei mai câștigau dacă nu l-aveau pe Budescu în această seară, sincer? Nu cred că asta se întâmplă. Nu, cred. Adică vă mai bateau dacă nu era Budescu? Nu cred că Budescu a făcut diferența așa mare la, la meci, așa. Cred că toată echipa de voluntari a jucat bine. Dar să vede că Budescu e un jucător mare, că joacă foarte bine. Meciul cu FCSB, tot aici la București, ce... Crezi că se va întâmpla după două săptămâni de relaxare? Ne pregătim. Cum am spus, ne-am pierdut un meci, dar în săptămâna, cu siguranță, ne antrenăm foarte tare, cu atmosfera bună, să venim, să câștigăm. Mulțumesc! Seara liniștită! Mulțumesc! Da, l-am auzit și pe Gustavo, măcar el e în formula Craiova, pentru că a avut o perioadă bună. Perioada aia de 7 meciuri a coincis cu perioada în care el a marcat aproape meci. A contribuit la victoria. Da, o face și astăzi. Un jucător care... E important la Craiova, dar eu mă întorc la discuția asta. Care e Craiova? Aia în care 7 meciuri câștigă maximum de puncte? Sau aia care până la acele 7 meciuri nu bate pe nimeni alte 7-8 meciuri? Bun, ai spus tu ceva mai devreme că a avut rezultate mai puțin bune cu echipele din play-off. Păi a început play-off acolo. Da, are jumătate din cele 10 meciuri play-off-ul. Pierdute. Urmează să vedem ce evoluții va avea în continuare. Ce-i drept în seara asta a pierdut... clar, adică fără să spunem că ar fi putut câștiga și chiar meciurile următoare cred că vor reprezenta un răspuns pentru noi. Ascultăm și pe Nicușor Bancu. În această seară, la fel, cum caracterizezi Bună seara. Prestație? Ce pot să zic? Părerea mea este că ne-am bătut singuri în această seară. Faza din primul gol, autogol, al doilea, unei atenție la corner, nu suntem un marcaj, ne-am retras în poartă. Și al treilea iar o pasă greșită și ne-au prins, au scăpat trei contra portarului și a fost greu să facem ceva.
al patrulea. O să zic că la 1-1 puteam să revenim, adică să revenim la conducere, să mai parcăm o dată și cred că era altfel, dar eu pot să zic că au făcut un meci foarte bun cei la Voluntari. Noi nu ne-am descurcat așa bine astăzi. Îmi spuneai că au fost trei lucruri, da? Și le-ai enumerat și am adăugat. Al patrulea n-a fost Budescu? Sigur, nu e lucru, e un jucător. Da, a făcut un meci foarte bun. Știm cu toții ce poate să facă. Astăzi a prins o seară foarte bună și s-a văzut când joacă el, joacă și echipa. Vouă nu v-a ieșit absolut nimic în această seară și presupun că odată și odată v-ați fi așteptat să se întâmple așa ceva, nu? Așa este. Speram cu toții să ținem cât mai mult șirul victoriilor. Dar la fotbal nu se știe niciodată când poți să pierzi. Uh-huh. Într-adevăr, jocul nostru a suferit, nu ne-am creat foarte multe ocazii și de aceea cred că s-a ajuns și la înfrângerea noastră. Ești unul dintre cei mai experimentați și mai vechi jucători din lot. Ai mai văzut roata ca în echipă să se întâmple până în minutul 60, cum a fost în cazul de față, atâtea schimbări, da? Iar echipa să nu performeze, adică să nu capete o altă față? Nu, este... S-au mai întâmplat schimbări mai multe la pauză, dar eu zic că cei care au intrat au jucat foarte bine, după părerea mea, mai ales primele trei schimbări, s-a văzut diferența când au intrat. Colegi la fel, a avut o ocazie foarte mare, putea să marcheze la acea paradă a portarului. Dar rezultatul așa este, a fost diferit, pentru că au jucat, după părerea mea, mult mai bine ei și cred că și-au dorit mult mai mult. Din punct de vedere al obiectivului, crezi că s-a schimbat ceva în urma acestei înfrângeri? Nu, suntem tot acolo, chiar dacă am luat bătaie în această seară. Vine pauza națională și avem timp să ne revenim, să fim cu toții bine, vin și cei accidentați și cu siguranță vom fi mult mai buni. Va fi o pauză, da, legată în campionat de acțiunile echipelor naționale, va fi o pauză și pentru tine sau continui la națională? Eu continui la națională, clubul a primit convocarea mea și eu o să merg acolo. Ce spui de, iată, această nouă provocare, practic un nou început, cu un nou selecționer? Da, sperăm ca cu domnul Edi să facem o treabă mult mai bună. Chiar dacă și data trecută pot să zic că am fost foarte aproape cu Rădoi, mi-a părut foarte rău. Dar acum sper să o luăm de la capăt, de la zero cu domnul selecționer și să reușim să ne calificăm. Cine te va mai însoți de la Craiova la lot? Nu pot să spun asta, veți vedea când va anunța... Păi vreau să te trag de limbă, dacă tot ai fost sincer cu mine, vreau să fii până la capăt. Am spus, doar eu am primit convocarea de la națională. Mai este cineva, dar nu pot să spun. Nu pot să spui, poate aflăm noi mai târziu. O să aflați cu siguranță când vor fi convocările puse. Mulțumesc, seara liniștită. Da, l-am auzit pe Bancu. Cine e în afară de Bancu? Păi Ivan. La interviu o să vină Ivan, ai primit, da. Mai e cineva? Mai e cineva, dar nu pot să spun. Bun asta, da. Uite, apropo de ce spuneai, care e Craiova? Și spuneai că a pierdut, cu noi a pierdut două meciuri până acum în sezonul. Da. Primul meci nu se discută, erau Zunidis, erau la pământ, nu puteau sta în picioare. Dar al doilea meci l-am pierdut acolo jucând ei mai bine decât noi repriza a doua. Mai bine. Adică noi am avut multă șansă la meciul ăla. La 2-2 au avut ocazii rarisime. Și da, am dat gol în practic în afară de voluntari. Deci eu spun ce a simțit Dani. În timpul sezonului regular, Voluntariul a fost singura echipă dintre primele șase care nu bătuse pe Craiova. O a bătut acum și Voluntari. Deci practic avem Craiova pierde cu toate echipele care acum sunt în play-off pe parcursul acestui campionat. Măcar o dată a pierdut cu aceste formații. Oricum, prea multe înfrângeri. Reghe a arătat că este îngândurat și preocupat și nemulțumit. Are două săptămâni acum de pauză, urmează un meci foarte greu după aia. Două. Cu voi parcă joacă, nu? Da, cu noi după aia. Deci e complicat. Știi cum este? Este frustrant când faci serie de șase victorii consecutive, când joci pe un punct jumate și după aia când vin joci pe trei puncte, câștigi un meci, după aia pierzi un meci. Da. Știi? Chiar e frustrant. Da. Cred că la Craiova decisiv în judecarea antrenorului și, mă rog, strategiei pentru sezonul următor va fi cupa. Sau, mă rog, calificarea dar nu cred că va fi suficient pentru Reghicav să piardă cupa, dar să prindă cupele europene prin campionat. Nu cred. Păi s-o ia atunci. Cred că cupa va fi. Păi s-o ia, zic. Păi da, dar trebuie să și poți. Știu. Ca să o iei. Pentru că e un pion otrăvit acolo. Că sunt trei echipe din play-off, dar șef și e din play-out. Uite, una te-a bătut în seara asta. Și una din play-out, da. Da, și practic tu întâlnești echipa din play-out în semifinale, Craiova. Haideți să ascultăm pe Budescu, a fost declarat omul meciului. Bună seara, omul meciului, Constantin Budescu, ne-ai adus aminte de vremurile tale de glorie. Nu doar că e cel mai bun meci de la FC Voluntari, dar e cel mai bun meci din ultima vreme. De când n-ai mai făcut un astfel de meci? Felicitări! Mi-am adus aminte de tinerețe, mersi frumos. De tinerețe, da. Da, mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa.
Mă bucur că am reușit să obținem prima victorie în play-off și zic eu este un rezultat meritat. Am avut foarte multe ocazii și ne bucurăm că am câștigat. Ai fost peste tot, ca să glumesc puțin, de fapt nu e chiar glumă, da? Da, inclusiv fost. Golul lor a plecat de la tine. Păi a plecat de la mine, dar și de asta sunt supărat că am luat gol din cauza mea, dar a fost un foul clar la jumate, nu înțeleg de ce nu s-a văzut acest foul, dar nu mai contează, nu vreau să vorbesc, pentru că este o seară frumoasă pentru noi. Se întâmplă să greșim cu toții și important este că totul s-a terminat cu bine. Te-a supărat rău și arbitrul, au fost niște instantanee cu tine, reproșindu-i termeni duri. Da, nu mai vreau să vorbesc, au fost câteva faulturi, mi-a zis explicat ceva, dar n-am înțeles de ce nu mi-a dat faulturi, nu știu, dar nu mai contează. Este cum bine că am câștigat și... Cum ați câștigat? Cum ați reușit să gestionați? Ei revin în meci, reușesc să restabilească egalitatea, apoi vin cu patru schimbări, te așteptai să se întâmple ceva în jocul lor. Cu toate astea n-ați intrat în panică, ați reușit să vă mențineți echilibrul, jocul și să punctați, da? Pe da, ne-am propus să schimbăm un pic jocul și să jucăm de plăcere, nu mai avem acea presiune de intrare în play-off, suntem în play-off și totul este ca un bonus pentru noi, rămâne să ne bucurăm de fotbal și să obținem cât mai multe puncte, asta este important pentru noi și s-a văzut în această seară, zic eu, o schimbare destul de mare. Și un loc 4 pe care puteți să-l ocupați fără probleme, adică nu e un obiectiv foarte îndrăzneț, ceea ce pentru voluntari înseamnă o mare performanță. Așa este, dar este de vreme să vorbim, mai sunt 8 etape de jucat și... Se poate întâmpla orice. Spune-mi, în ce măsură crezi că prestația de astăzi corelată cu experiența și talentul pe care îl deții sau pe care le deții te pot recomanda la echipa națională din nou pentru această convocare care nu sau știu, reunire? Vom vedea acest lucru. Eram foarte bine și pregătit fizic, din păcate am făcut o mică ruptură la meciul cu Steaua, la inghinal. În această seară trebuia să stau în jur de 3 săptămâni, dar am preferat să joc acest meci pentru că urmează acum o pauză și este binevenită. Am avut ceva probleme la inghinal și nu m-am antrenat. Deci nu e 100% nici acum. Nu m-am antrenat 7-8 zile, dar după cum vedeți am jucat 80 ceva de minute și a fost totul ok și asta mă bucură cel mai mult în seara asta pentru că a reușit să ies sănătos după teren și să nu fac o accidentare mai gravă. Deci cum Budescu nu s-a antrenat 8 zile și a jucat azi 90 de minute și a fost implicat în toate fazele? E în regulă asta pentru nivelul din campionatul? Deci nu s-a antrenat 8 zile, o spune da, el, bănuiesc așa da, stau. Doar că e cumva un nonsens. A zis că trebuia să stea 3 săptămâni, dar a jucat 80 ceva de minute. Deci nu trebuia să stea 3 săptămâni. Spus, da. Nu înțeleg. Și a jucat și nu, ceva... tot meciul, practic. Da, nu prea se leagă cam ce a spus. Deci, trebuia să stau 3 săptămâni. Trebuie să stai 3 săptămâni, stai 3 săptămâni. Și nu am atât de 8 zile, dar iată că am putut să joc. Adică asta nu e ca... Nu poți să o amâni ca pe o suspendare accidentare. Ori ești accidentat și nu joci, ori nu ești accidentat și joci. E clar. Întrebarea ta făcea referință la nivelul fotbalului românesc. Da. Și asta când în discuție faptul că joci cu echipa de pe locul 3 cu pretenții la campionat. Păi și care... dacă nu joci cu Clinceniu, că așa nu mă miram. Da. Și a evoluția asta, și... știi? Da, e greu de comentat. Primul gol e un autogol, dar să vedem de unde pleacă faza și a indicat, regret că l-a indicat pe Conte spunând că face un foul. Ar fi trebuit să facă. Ar fi trebuit, da. Ar fi trebuit să facă. Conte e clar vinovat că pierde acolo. Acum întrebarea mea, Descreciu. E atât de imposibilă situația în care se află, faza, centrarea, încât nu are ce să facă decât să-și dea autogol? Discutăm de alt jucător înaintea lui Screciu. Conte care... Conte, am vorbit. Care are mingea în control, da, și da. Nu se informează. Da. Vine Vlad și Ioia. Bancu, care în opinia mea strânge prea mult. Da. El practic îl marchează pe Mateiu acolo. Așa? Și Screciu cred că este cel mai puțin vinovat de... Cel mai puțin, nu, că eu nu-l acuzam. Doar întrebam dacă poziția, pentru că am mai văzut autogoluri la care mi se pare că poziția fundașului e ingrată, adică n-avea ce să facă, dar aici nu mi se pare. În fine. Golul egalizator. Dacă trece mingea de Screciu, probabil că probabil o introduce poartă, Nemeț. Da. Golul egalizator al Craiovei, pentru că aici este o fază care pe direct practic ne-a lăsat fără cuvinte. Budescu are mingea în control și în toată se lasă la pământ. Cade, arbitrul nu fluieră nimic și pe atac, asta e faza.
totul se petrece fix sub ochii lui Barbu, care e acolo. După care, mă rog, Ivan centrează și Gustavo bagă mingea în poartă. Proteste vehemente, inclusiv de pe bancă, Cerdan, dacă nu mă înșel, ia cartonaș galben. E, deci, și acum să foarte vedem. Foarte agresiv, Cerdan. Cerdan, da. Domnul Zota, ce e aici? Că la cum se tăvălește și cum se vaită Budescu? La cum se tăvălește, pare că a intervenit ceva asupra lui. Da. Da? Băi, ne-am tot uitat. N-am văzut. El și spune asta. Da, el chiar spune asta. Da. Am uitat zona picioarelor, nu este nimic. Poate aici. Nu pare să fie nimic. Aici. Parcă... Hai să o mai punem o dată. Parcă la piciorul din... Deci de stângul se ține el. Nu, înainte puțin. De stângul se ține, da. Dacă da. E ceva la stâng. Înainte puțin. Da. Da, parcă îl... Ia, să vedem aici. Aici. Păi da, știți de ce argument am eu că nu cred că îl atinge? În momentul în care un jucător e atins pe picior, mai ales din spate, se vede cum îi se duce piciorul necontrolat. Într-un fel, da. Da, și e o schimbare a direcției. O schimbare, plus de asta nici nu mai pui piciorul în iarbă cum trebuie. Mi se pare că el îl pune stângul corect în iarbă după ce ar fi atins. Acum da, adică, nu bag mâna în foc, oricum, da. Chiar dacă este atins... acea atingere nu-i provoacă nu e, deloc cădere. Da, nu îi provoacă căderea, da. Și ceea ce înseamnă că nu este o acțiune care este sancționabilă. Da, deci el e... Eu am lucrat cu Budescu. El nu simulează. Deci el a simțit ceva. Adică, nu că, mă rog, s-a pus jos, dar nu s-a pus ca să... Că nu l-ar fi atins nimeni și să simuleze. Mai ales că nu era vreo fază... El putea să dea pas, nu era niciun fel de problemă. Că spunea la un moment dat că trebuie să vezi meciul și pe Budescu. Păi rezumatul meciului este rezumatul acțiunilor lui Budescu. Toate patru golurile sunt. Da. Uite, de exemplu, să zicem că oricum ne apropiem de momentul în care vom avea VAR. Nu intervenea VAR-ul aici niciodată. Păi nu asta spun. Păi nu ce intervene. Să intervii? Că nu vezi nimic. Ce să vezi? Adică să inventezi că ți-e pară că îl atinge pe Budescu. Nu, și oricum e la mijlocul terenului, de nu acolo intervene. Până la gol. Nu, VAR-ul la o chestie din asta, dar intervenea dacă era la mijlocul terenului, dacă ieșea mingea afară, părăsa suprafața de joc. Nu, dacă aici e faul, intervenea? Dacă nu, era faul. Nu intervenea. S-a întâmplat la Inter Milan. Nu intervenea că nu se intervine sau că nu considerau că e faul, că e o diferență. La Inter Milan... S-a considerat că nu e faul. Uita. Pe cum să nu fie că a fost Giroud faul clar de tot, Giroud la Alexis Sanchez. Pur și simplu n-a intervenit. Altceva. Aici nu se intervenea că nu e faul. Dar dacă să spunem era faul clar care îi scăpa lui Barbu și fața se desfășura fix la și ajungea la gol, atunci gol, se analiza și se anula golul. Se intervine când e ceva foarte clar. De aia spun. O să vedem. Se intervine în care, atunci când se consideră că a fost ceva, iar arbitrul n-a văzut. Exact. Da? Nu, că numai că aici, nu că arbitrul a decis să... Exact. Iar arbitrul este cel care spune, băi, am văzut, am apreciat așa de mai departe. Sau, bă, n-am văzut. Și atunci intervine VAR. Bine, până la urmă, să zicem, eroarea sa lui Budescu, pentru că dacă noi tot vedem relori și unele de calitate și nu ne dăm seama că ar fi fost fault, e o eroare a lui Budescu. A fost repede ștearsă pentru că a venit echipa golul de 2-1. A venit eroarea lui Piliaceli. Eroarea lui Piliaceli, da. Și vedem golul de 2-1. Budescu centrează. Nu cred că putem să comentăm prea multe la faza asta. Este o eroare gravă de portar. Și cum se întâmplă de foarte multe ori, că mingea poate să ajungă oriunde, dar ajunge exact în piciorul lui Ricardin. Deci asta, că așa se întâmplă. Și nu doar că ajunge, modul în care o lovește, execuția e... se duce fix printre jucătorii Craiove care erau acolo pe linia porții vreo 3. Poate dacă îi dădea volet plin, dădea în zona adversă. Da, nu. Jumătate din echipa Craiova era în poartă. Să-l ascultăm pe Liviu Ciobotariu, antrenorul voluntarului. Să vedem ce spune și el. O victorie importantă, repet. Voluntarul urcă pe poziția 4 și în semifinalele cupei. Stă foarte bine, clar cel mai bun sezon al voluntarului din momentul în care a promovat.
Bună seara, mister! Felicitări, iată, mai devreme a fost Denis, când erați dumneavoastră, da, în glorie ca jucător. Credeați că veniți la interviuri după băiatul dumneavoastră, activând la aceeași echipă, ca să facem legătura cu familia Cevotariu și cu acest aspect nu foarte des întâlnit. Așa este. Îmi doream ca unul dintre băieții mei să ajungă fotbalist. Da. Și iată că visul mi s-a împlinit și sunt bucuros, sunt fericit așa, dar... S-a împlinit și visul cu prima victorie. Da. S-a împlinit și visul. Aveam nevoie de această victorie pentru moral. Veneam după o serie de 3 înfrângeri consecutive, chiar dacă jucasem de 2 ori cu CFR-ul și odată cu FCSB. Aveam nevoie de această victorie pentru moral, pentru tot ceea ce facem noi în antrenamente, cum ne pregătim pentru joc. Sunt bucuros că am obținut această victorie, îmi felicit jucătorii. Un meci foarte greu am avut. Anticipam lucrul ăsta, am întâlnit o echipă, Universitatea Craiova, cu care a condus practic jocul. Noi am fost foarte bine organizați, practic asta a fost strategia noastră, să nu le dăm spații, că știam că întâlnim o echipă care pasează foarte bine, o echipă cu, am spus-o și la începutul jocului, cu jucători de viteză, în special în atac. Ne-am blocat bine, am reușit să marcăm 3 goluri și mă bucur foarte mult pentru acest lucru. Nu v-ați blocat când ei au făcut acele schimbări de asemenea jucători de creație, precum Nistor, de profil ofensiv, precum Bayram, Colici, nu v-ați blocat? Adică am văzut că v-ați păstrat calmul, n-ați... Da, așa este. N-ați făcut pasul înapoi, nu, nici când au egalat? Am gestionat bine, am gestionat bine partida. Și după ce am fost egalați, ne-am continuat... Jocul n-a fost ușor, în momentul în care ești egalat, caz puțin ca și moral, da. Dar am dus jocul bine, am reușit să marcăm al doilea gol și al treilea gol un contraatac perfect și s-a închis jocul. Au mai avut și ei situații de a marca, trebuie să recunoaștem, și aici Mihai Popa a scos o minge... Capului Colici. Exact, a scos o minge senzațională. Deci... Suntem bucuroși așa că am reușit prima victorie în play-off. Da, nu că aveți o tradiție mare, e abia al doilea meci în play-off. Așa este, da, da. Discutam și cu jucătorii la începutul jocului și le-am spus că dacă am ajuns aici trebuie să ne ridicăm la nivelul ăsta, la nivelul play-off-ului. O să întâlnim numai echipe foarte bune, așa că va trebui să jucăm, să facem cât mai puține greșeli și să jucăm bine, să putem să obținem un rezultat. Și mă bucur că l-am obținut. Cât la sută din, nu știu, din victoriei se datorează lui Budescu? Nu că echipa n-ar însemna ceva în ansamblul lui, dar vorbesc Budescu, de ce a realizat este, el. Da, Budescu este un jucător foarte bun, am declarat-o de fiecare dată, este magician pe teren, te încântă când te uiți la el, ce pase decisive poate să dea. Și atenție, nu s-a antrenat... A spus că nu era strastă. Da, nu s-a antrenat 7-8 zile, însă a avut atitudine, a avut dorință și a dorit să joace. Am discutat cu el înainte de meci și mi-a spus că își dorește să joace și că stă bine fizic, este bine fizic. Nu mă așteptam să reziste 83 de minute, 84 de minute, dar asta a fost bine pentru noi, pentru echipă. Este un jucător care face diferența, clar. Ceva telegrame de convocare prin vestiar cu acțiunile acestea ale naționale? Da, avem 2 de la echipa națională a Moldovei, Știm Igor cine. Arma și cu Vadim Rață. 2 din 2. Da. Așa? Și România avem Mihai Popa la echipa de tineret și sperăm și de la echipa mare. Nu știm. Deci nu e nimic, bancul a fost anunțat. Bancul. Înseamnă că nu. Dar cine ar fi meritat? Acum dacă tot s-a... Gabi Tamaș a avut evoluții foarte bune. Da, Ion Gheorghe a avut iar evoluții bune. Dar cine ar fi meritat? Important este ca selecționerul să aleagă și noi ne-am bucurat dacă am avea un jucător sau doi de la noi, de la voluntari. Mulțumesc! Seara bună! Seara bună! Deci Budescu chiar nu s-a antrenat. Puteam să zic că exagerează Budescu, dar văd că spune și Liviu Ciucotariu. 8 zile! Nu s-a antrenat, a intrat și a dat, o să vedem și golul, 3 ce pasă de gol, da. Păi da, și pasa asta cu... Asta e marca înregistrat. Asta, da, de pe loc, din spate, ce să mai... Reluarea din spatele porții voluntarului este, se vede foarte bine modul în care lovește mingea și ce pasă.
Vedeți cum e stare să dea la poartă, mingea să ajungă în poartă și să se întoarcă, după ce trece de linia porții să se întoarcă. Pentru că pasa asta e exact pasa aia cu tocul preluare. Uite. Nu se poate. Incredibil. N-ai cum așa. N-ai voie să pasezi așa. Și nu și-au bătut nici colegii joc de pasta asta. Adică au dus-o foarte poartă. Bine au finalizat, da. Nu cred că a avut niciodată voluntari atâtea ocazii într-un meci. Da. Că, o contribuție mare a avut și Screciu din nou aici. Pasează-i de mingea lui Budescu. Da. N-a fost seara Crăvei seara asta. Craiova cu oscilațiile astea pe care le-a avut nu poate avea pretenții la campionat. La cupă, o conjunctură, da, că joci cu echipe de... Discutam ceva mai devreme, și... că dacă ia cupa, salvează. Dar s-au cam obișnuit cu locul 3. Dacă pierzi și locul 3, deja cred că e o problemă. Locul 3 era acolo. Pe locul 3 și ia cupa, se înscrie cumva în ceea ce s-a întâmplat în anii precedenți. Numai că totuși e un club care cred că își dorește să treacă la alt nivel. Păi a fost la un pas să ia campionat. A fost la un pas. La un moment dat era 1-0 gol marcat de Nistor, era campion. Adică sigur că tânjește să ia campionat. Da, spre deosebire de exemplu de CFR și FCSB, Craiova, că se împlinesc mai puțin, se împlinesc 10 ani de când ne promovează și da, e proiect, n-a reușit nimic nici la titlu și nici în cupele europene. Da, în cupele europene așa este. Nimic. Ok, pot să înțeleg anii în care tu joci cu Leipzig, joci cu Milan. N-ai nicio șansă. Da, dar cu aia... georgenii și cu albanezii, da, într-adevăr, e o problemă. Adică nu știu cum ar fi trebuit să arate parcursul în Conference League, ce ai de Lazio, nu știu cu cine jucai mai departe, dar poate că ar fi trebuit să te duci în grupe sau să ajuca altfel, n-ajungi niciodată în seama dacă nu ai pretenții de genul ăsta. Am vorbit de Budescu. Vreau să mai vedem un moment în care el e implicat. Din păcate nu-i... Nu e plăcut pentru el, ce o să vedem acum. Și nu știu cum trebuie tratat genul ăsta de faze, domnul Zot. Aici vă întreb pe dumneavoastră. El solicită aici, mă rog, fault. Nici nu mai știu, cred că nu s-a dat de aia. Să zicem că arbitrii n-au auzit. Bănuiesc că asta s-a întâmplat, de n-a fost avertizat. Sunt faze în care se vede clar ce spune, care ar trebui să fie sancționați jucătorii pe aceste imagini? Sunteți pro sau contra unui asemenea? Pentru că se vede clar ce spune. Dar dacă vedem că Budescu e la 5 metri, nu, de linia de margine, unde acolo este și arbitrul asistent și este și al patrulea oficial, și la modul cum se exprimă Budescu, eu nu cred că vreunul din cei doi nu a auzit. Nu cred. Iar dacă Budescu se comportă așa, înseamnă că a făcut-o de N ori înainte și continuă să facă, pentru că arbitrii nu au reacționat în vreun fel. Au reacționat, că mi-am adus aminte acum. Fix ultimul meci, înainte la, să plece... La Astra, da. Astra cu Argeș, nu pierdeau, mai știu cu cine. Pierdeau da, acasă și a fost eliminat. Antonie, sau nu știu da, cine a fost arbitru atunci, și l-a înjurat direct, că a fost reacția arbitrului, s-a întors direct, a băgat mâna în buzunar, a scos roșu și l-a eliminat. Și imediat după acel meci a plecat la în Arabia Saudită. Deci... Da. Se discuta după aia dacă și-a ispășit dacă se, da, sau nu că, suspendarea da, și... Da. În orice și caz, astfel de comportamente nu pot trece nesancționate. Fără doar și poate. Spuneți în timpul meciului sau în chiar și ulterior? Meci. În timpul meciului. Ulterior nu mi-aduc aminte să fi fost o situație în care... Eu mi-aduc aminte de o situație, cred că Urzicen cu Dinamo, erați acolo, când cu Marius Nicolae, dacă nu mă înșel, înainte să înceapă față din ce semne obscene. Da, astea au fost gesturi obscene, n-a fost pe n-a vorbă, fost pe n-a jurat. Nu, nu, gesturi obscene am zis. Da. Păi și de ce e diferență între gest obscen este, și pentru că să spui ce, ceva ce spune, v-a mimat. Nu, n-ai cum, n-a existat niciodată. Pentru înjurături, niciun jucător n-a fost suspendat pe probă video. Niciodată în istorie pentru joc. Nu a existat așa ceva. Eu am crezut că poate fi pus semnul egal între semn obscen făcut atunci, cred că Marius Nicolae a fost. Dacă da, sigur Marius Nicolae. Da, și Budescu prin ceea ce spune că aici se vede. Că probabil sunt foarte mulți jucători care acolo a fost, a iritat publicul. E cu totul și cu totul altceva. Atitudine da, sportivă care poate pune în pericol integritatea. E cu totul da, și cu totul altceva. Asta e un jurător. A instigat. A instigat.
Pentru că atunci nu putea să înjure arbitru doar dacă îl înjura spaniol, că era Muniz Fernandez. Dacă ați fi președintele comisiei, ați reproșa, că dumneavoastră ați spus că nu credeți că ar fi putut să n-audă, fie rezerva, fie Valentin Avan, cred că e la linia asta. Așa e al patrul oficial, nu știu cine e, că e mai aproape. Dar uite, deci tu cât de grosolan e faultul, cât de grosolan este și să nu se dea fault. Că totul pornește de la o greșeală de arbitraj. Este clar, așa e, corect ce spune Mihai. Și asta e adevărat. Păi, corect. Dar faptul că... Uite-te de... E fault grosolan. Că nu-ți dă cineva un fault, n-a cerut galben sau cerut fault. Și, na. Una e out și alta e fault cu Budescu executat de lovituri libere. Era în stare să dea de aici un trasor de cine știe. Da, nu știu. Adică asta sunt și... efectul... Cauza e alta, greșeală de arbitraj. De ce să greșești așa? Adică ești acolo, pentru ce să lași? Până la urmă așa s-a reluat jocul, cu lovitură de la... Cu out. Cu margine, da. De ce? Dă fault că e fault. Nu spun să dai galben. Barbu nu era mascat deloc, adică de unde? A văzut perfect. Uite aici. Nu, a judecat că nu e fault. Așa a judecat, a greșit, dar asta nu înseamnă că trebuie să înjuri arbitru. Nu înseamnă, dar uite, hai să spun o chestie. Concetto Lobello, care a fost părintele arbitrajului modern în Italia, a spus o vorbă că un arbitru mare are văzul bun și auzul slab. Eu nu militez pentru înjurături pe teren, pentru că, într-adevăr, e urât să... Mai vezi și tineri la meciuri, copii, mă rog. Dar... Nici să fim chiar așa sensibili. Nu, asta e o fază urâtă. Aici, într-adevăr, trebuie... Cred că și Raina spunea la fel. Bine, da. Cine? Raina. Păi, la fel era, da. Știi cum atunci nu era televiziunea ajunsă la nivelul ăsta în care... Exact, aici deci... e problema. Aici e problema. Uite, îți mai spun o fază. Am avut un meci la Piatra Neamț. Și arbitra Porumboiu. Dă-ți seama cât de bătrân sunt dacă l-am prins pe Porumboiu arbitru. Și la un moment dat s-a întors și l-a eliminat un jucător. Cătălin Mira, un fundaș central de la noi, mă rog. Și după meci am fost la cabina arbitru și am spus, Neadi, dar de ce l-ai eliminat? Păi m-am jurat, mă. Păi și chiar așa nu zice. Băi, uite care-i treaba. Bă, m-am jurat, m-am întors. Dacă era Vali Ștefan sau Cașuba, o făceam că n-aud. Păi dacă l-am văzut pe ăsta, nici nu-l cunoșteam. I-am dat roșu. Bun, și argumentul, ce să zic, da? Și asta i-am spus lui Feșnic la un meci. Și mărturisesc că niciodată n-am fost tratat cu aroganța, mă o spun cu durere, că îmi place Feșnic, cu care m-a tratat Feșnic la meciul cu Mediașul. La un meci cu Iașu, am pierdut 5-2. Era 5-2 pentru Iași și l-a eliminat pe Olaru. Și i-am spus, uite, i-am povestit așa, vă rog să ieși afară, nu știu, stai puțin, că n-am venit să vă vorbesc curând, am venit să spun că Olaru a ieșit din COVID ieri. Și tu n-ai ajuns să ai COVID, dar eu am avut COVID și te pur și simplu și în creier și e mare lucru, a înjurat trecând pe lângă el, nu l-a înjurat, a înjurat trecând pe lângă el și l-a dat afară. Nu că eu îl cunosc de mult, păi tocmai de aia știi că e un copil foarte bun Olaru și aia spun că nu trebuie neapărat să elimini unul, vă rog să ieșiți afară, dar gesturi din astea, afară, nu, băi, Feșnic. Care, că, nu știu dacă era născut când m-am apucat eu să fiu conducător în primul an de nu știu. De adevărul că s-ar merita într-o emisiune subiectul ăsta de discuții, modul în care se comportă arbitrii în România cu antrenorii, cu jucătorii, dar cu antrenorii. Pentru că recent am văzut unii, niște... Cu unii? Da, cu unii. Nu zic, în general arbitrii. Sau, mă rog, unii, ok. Am văzut recent Arsenal-Liverpool. S-a jucat acum câteva zile. Și a fost un fault fix cum e ăsta la Budescu asupra lui, cred că asupra lui Mane, dacă nu mă înșel. Și a fost fault clar, arbitru n-a dat, n-a văzut cum a fost Barbu și Klopp a avut o reacție, dar o reacție foarte urâtă. A venit arbitru de rezervă, cred că a stat lângă el vreo un minut, timp în care Klopp gesticula și el a tot îi explica până l-a calmat, dar nu l-a chemat pe central să spună dă-l afară, pe Klopp că... Știi care e diferența? Că în ultima perioadă, până să mă las, am stat de mult ori pe bancă, fiind la niște cluburi. Arbitrii din ziua de azi, exact cum spune și Mihai, sunt foarte aroganți și ei se pun în rolul polițistului. Ei nu sunt proactivi. Ei nu încearcă să vină să explice și să calmeze lucrurile înțelegând fenomenul. Ei vin ca un polițist încercând să sancționeze. Nu încercând să prevină și încercând să instruiască și să învețe. Asta este cea mai mare greșeală. Și foarte mulți dintre ei sunt atât de aroganți
cum nu-ți dai seama. Nu vreau să dau nume. Dar am simțit-o, eu vreau să dau nume ca să spunem lucrurilor pe nume. Știi? Adică, bă, era foarte simplu pentru Fejic să spună, măi, apreciez faptul că sedeți de o viață în fotbal, am să țin cod de sfatul sau nu o să țin cod, dar nu să mă dai afară din vestiarul arbitrilor, pentru că n-am venit să vorbesc cu tine, am venit pur și simplu să te ajut. Cum? Lui Barbu i-am spus la un moment dat că a chemat arbitru să-i spună să-i dea galben lui, după ce fusese schimbat lui Noiere, la voluntar jucam. Nu știu dacă cu cine, dar la voluntar jucam, că am mai jucat și cu alte echipe la voluntari. Și i-am spus, să știi că, zic, ai făcut exces de zel. Ăsta este străin. Habar n-are ce spune el. Nu înțeleg nimic. A zis încet. Pentru că, și am dat exemplu, Colțescu m-a chemat la un meci, era arbitru de rezervă, tot la voluntari. Și mi-a zis, Beme, vino puțin, te rog. Spune-i lui ăsta, e jucătorul nostru și chiar nu-i pronunț numele. Spune-i să nu mai înjure, că o să-l chem să-l dea afară. Mulțumesc, l-am chemat și am spus, băi, dacă mai scoți un cuvânt, dacă mai înjuri odată, fii atent aici. Pentru că și n-am mai înjurat niciodată de atunci jucătorul respectiv. Pentru că Sebastian Colțescu are experiență, a fost fotbalist, are experiență, altfel discută. Vină ăștia tineri, puști ăștia, bâc, ieși afară. Bă, dar de ce mă? Nu înțeleg fotbalul. Și dacă ți-o aminte, primul arbitru care a schimbat puțin concepția despre arbitraj în această epocă modernă a fost Colina. Colina a venit și s-a dus chiar pe banca de rezerve și a vorbit cu un antrenor. După care s-a dus și a vorbit cu un jucător. Prin asta, el a transmis nu numai jucătorului sau antrenorului ceva. Acest body language al lui, acest comportament, a fost transmis către suporteri, către noi care ne uităm la televizor. Faptul că el vrea să-i facă să înțeleagă că are o activitate proactivă, vrea ca lucrurile să fie înțelese, să se îmbunătățească. Înțelegi? Ceea ce la noi merge în poliție. Acum nu poliția, miliția. Uite, miliția. Covaci s-a schimbat. Covaci, știți foarte bine cât de arogant era și cum i-a zis lui dispari de aici, lui Coman, așa. Covaci s-a schimbat. A început să aibă dialog cu jucătorii. Ceea ce e important. E arbitru bun. E foarte bun. Că și mie mi se pare că diferă mult ce văd și eu mă raportez la Champions League, unde bănuiesc că totuși arbitrii sunt cei mai buni, sunt instruiți. Și am prezentat niște imagini. Atletico cu United sau nu mai știu. Cum a fost că... Simeone era în teren, dădea indicații din teren, intrat. La meciul tur. Și a venit arbitrul de rezervă, nu l-a chemat pe central, i-a spus, vezi că a intrat în teren, nu mi-am dat seama. Era chiar brigada din România, Radu Petrescu, mi se pare. Petrescu era după el. Nu s-a întâmplat să-l cheme pe Hatin să-i spun, dă-l afară pe ăsta, că a depășit spațiul tehnic. Adică să ai toleranță și exact ce spuneți dumneavoastră.